ziua, dragii mei, și bun găsit la un nou material din lumea cripto. Pentru că sportul este tot timpul în prim plan, iată că și firmele producătoare de echipamente sportive țin pasul cu schimbările. Așadar, platforma Nike Shoes Web3 a depășit $1 milion în vânzări. Shoes, o platformă Web3 dezvoltată de popularul brand sportiv Nike, a generat deja vânzări de peste $1 milion de la prima sa colecție de jetoane non-fungibile, NFT, cu tematică de Adidas. Numărul mare de vânzări indică faptul că, în ciuda unor probleme tehnice și întârzieri inițiale, cererea de pantofi, bine concepuți în metavers, este sănătoasă. Ne-am confruntat cu o eroare neprevăzută care a întârziat procesul de batere a monedei. Acest lucru a blocat de asemenea achizițiile suplimentare, a scris echipa Soush într-un tweet în prima zi a vânzării generale. Înainte de aceasta, vânzarea NFT-urilor a început pentru un grup exclusiv de utilizatori selectați la aproximativ o săptămână după data de lansare planificată inițial. La momentul redactării acestui articol, mai mult de 71.000 de NFT-uri fusese revândute conform datelor furnizate de Polygon Scan. Piața a început cu un inventar total de 106.453 de NFT-uri de vânzare. Fiecare NFT se vinde la prețul de $19,82, prețul făcând referire la anul de lansare al Adidasului original Air Force One de la Nike. Având în vedere prețul, vânzările de NFT ale Nike au depășit probabil acum $1,4 milioane. În ciuda faptului că a adus deja în jur de $1,4 milioane, comentariile echipei Soush, privire la o prelungire a prevânzării pentru anumiți utilizatori, au indicat că cel puțin această parte a vânzării s-a mișcat mai încet decât se anticipase. Nike a lansat pentru prima dată platforma Web3 Soush în noiembrie 2022, cu planuri de a vinde Adidas virtuali pentru mai puțin de $50 perechea. La acea vreme, RTFK, o companie care creează NFT-uri și Adidas digital pentru metavers și care a fost ulterior achiziționată de Nike, a descris Soush ca fiind oportunitate de a aduce milioane de oameni în spațiul Web3. Soush este o platformă pentru creațiile virtuale ale Nike, pentru ca aceasta să fie mai accesibile și pentru a îmbrăca următoarele milioane de oameni în minunata lume a activelor Web3 și a activelor digitale, a declarat RTFKT. Dacă îți place sportul și dorești să înveți totodată și tot ce ține de cripto, dă like și abonează-te la canalul meu de YouTube și îți voi lăsa un link în descrierea materialului ce te va direcționa către o platformă educațională în cripto, unde vei avea posibilitatea să înveți cum să câștigi bani din cripto și cum să ții pasul cu tot ce se întâmplă pe piața cripto. O zi frumoasă să aveți și să ne revedem cu bine data viitoare!